Dead or alive, you are coming with me. Mettez pour saliver. Bate pe dreapta, mă, nenorocitule. Hai, pe loc. Gri. Jaia. Hai să mașină cu mare cu mare. Hello, hello, stimați iubitori de LSPDFR. Ce mai faceți? Cum sunteți? Toate-s bune și frumoase? Asta sper. Astăzi este un episod mai special, pentru că filmez cu o mașină care mie personal mi-a plăcut, îmi place și o să-mi placă la nebunie de când a intrat în notarea poliției române. Când o vedeam pe stradă eram la modul wow! Și aceea este Passatul de poliție. Deci o ador. Bine, are o singură problemă. Că asta. Și că nu i se deschid ușile, dar nu mai contează, pentru că aspectul, exteriorul arată bestial. Deci o iubesc. În realitate, cel puțin când le vedeam pe stradă, că acum au fost scoase din uz. Nu peste tot. Am presă că mai sunt județe unde încă mai activează pasaturile. Dar, da, vedeți că nu se deschide ușa, dar... Dar totuși uitați cum arată. Deci arată într-un fel și am reușit să găsesc și sirena originală. Ia auziți. Cei care, nu știu, ați mers, ați fost în vizită, le-ați văzut pe-n trafic deplasându-se la apeluri, știți că asta este sirena lor. Eu o iubesc, mașina asta, e bestială. Și în trafic când le vedeam, eram cel mai fericit când le vedeam. Da. Minunate. Astăzi o să fim la birou rutier. Bine, nu neapărat la birou rutier. O să avem vestele frutățean, că o să facem un pic de rutieră, dar o să răspundem și la apeluri mai serioase, cum ar fi scandaluri domestice sau o persoană care trage cu arma, cine știe ce apare în tura de astăzi. Pentru că având în vedere că este deficit mare în poliție, trebuie, chiar că suntem de la rutieră, trebuie să răspundem la orice apel apare. Da, mi-e ce iubesc mașina asta. Minunată, minunată. Trecem la... Uite, încă una. Să trecem la treabă. Nu a durat mult și deja avem un conducător auto care, exceptând faptul că are neoane sub mașina, ceea ce este ilegal, are și o atitudine cam ciudată. O să procedăm la tragerea dânsului pe dreapta. Totuși smucești așa de volan. Ați văzut, a provocat și un accident, dar suntem în GTA, deci putem să trecem peste. Auto trage pe dreapta. Da, ce frumoasă.
O să mai spun asta de câteva ori pe, în episodul de astăzi, pentru că o iubesc. Cam nașpa locul ăsta aici, dar hai. Ah, dacă s-ar fi deschis și ușile, era extraordinar de... Narcotice! Da, ăsta-i traficant. Nilai. Bună ziua, acel moldovan din cadrul biroului rutier, Poliția Los Santos. Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră și ale autoturismului. Mamă, ce sparte, ce ochiari! Chifă! Vă mulțumesc! Appreciate it! Hai mă, dispar că nu văd acolo. Ați consumat ceva băuturi alcoolice astăzi? Nu. Narcotice? De aici și... comportamentul dumneavoastră rutier. Unde vă duceți? Așa, bun. Violating... Stai că nu știu unii aici? Nu. Forbidden window, nu. Aia cu... Stai mă, că știu că parcă era... Eu... Heading broken, window broken... știți că... Am observat că aveți... neoane sub mașină, știți că acest lucru este interzis, da? Da, știu. Am să... Stai. Să-mi dați și dumneavoastră documentul dumneavoastră de identitate, domnul pasager. Alan Joseph. În regulă, o să vă rog să așteptați la mașină. Mă întorc imediat. Da, și el nu știa, domnul echipurile, că nu e voie cu neoane sub mașină. Hai, bă, popor. Thank you, Nell. 20 de ani. Așa, valid. Așa. Lane changing, așa. Blocking right of way. Mă, ar fi așa, are câteva amenzi la activ. Ai în regulă. Și pasagerul este în regulă, domnul Joseph. Dar am uitat să-l testez pentru alcool și narcotice. Am să vă rog să cobor... De fapt... Nu? A, da. Am să vă rog să coborâți din autovehicul, vă rog. Wait up! Vă rog să veniți cu mine pe partea... Pe caro... Pe... Să ne dăm din carosabil, să trecem pe trotuar ca să nu... Riscăm să fim accidentați de câte vreo mașină. Bun. O să facem un test pentru băuturi alcoolice. Dacă ați spus că n-ați consumat, totul ar trebui să fie în regulă. Bref, de-aia este. Am să vă rog să introduceți muștiucul în gură și să suflați circa 5-6 secunde fără să vă opriți. Mai. Stop. Da, vă mulțumesc. Rezultatul este 0. Și acum o să facem și un test de droguri. O să vă dau acest burete, o să-l introduceți în gură și vă rog să-l îmbibați cu cât mai multă salivă. Să-l dați pe sub limbă, pe pereții obrajilor. Așa. Îmbibați bine. Thanks. E
poi cocaina și eroina. Oh, okay. Așa, deci ați consumat cocaina și heroina. Să facem aici o poză la testul antidrog. Aveți asupra dumneavoastră obiecte care ar putea să mă înțepe, să mă accidenteze, să mă rănească? O să vă controlez, să vă fac o percheziție corporală. Fentanyl. Ce e ăla fentanyl? În regulă. O să vă pun cătușii pentru siguranța dumneavoastră și a noastră. Așa, bun. Ia să-l dăm jos și pe domnul. Wow, hold up! Ați-vă jos din mașină, vă rog. Man, și ăsta e torpilă. Așa. Bun. Dumneavoastră ați consumat ceva... ați consumat ceva, da, sigur. Make me sick? Ok. Am să fac și și dumneavoastră asemenea un control corporal. Aveți ceva asupra dumneavoastră înainte să vă controlez? Pills. Are 3 pills. Așa, bun. Domnului facem direct pentru droguri. Asemenea ca și la colegul dumneavoastră, am să vă rog să bibați acest burete cu salivă. Stai jos! Stai jos! Crap! I'm reloading! Officers report a possible 245 in Little Soul. Assistance needed in Little Soul. Am nevoie de ajutor, dispecerat o bază, am nevoie de ajutor, se trage asupra noastră. Copy, that's a code 2, on our way. Andrei, unde ești? Copy that, we are on our way. Hai mă, mai vine. Officers report a possible 245 in Little Soul. Attention all units, threat has been neutralized in Little Soul. All units return to patrol. Ce s-a întâmplat aici? Grijă de ăla acolo. Ce-a apucat-o pe asta, bă, frate, să tragă în mine? Iuuu! Dar cum bă așa, colega, cum așa ceva? Eu n-am mai pomenit. Oameni! Ce să vedem, acum era mașina asta? Cine era cucoana asta? Target vehicle license plate. No insurance. 85 Victor, Queen, Paul, Niners 5-4-4. A traffic violation. Approach with caution. Search the body. Păi... Doamne ferește! Marcus Carter. Hai să... Să... Tău... Tow truck. Assistance required in Little Soul. Colegii cu BMW-ul. Îți chemăm și... Dar ce s-a întâmplat aici? Îți chemăm un... Assistance required in Little Soul. Să o ia și pe asta și pe ăla.
Apropo, am schimbat... schimbat într-un final, am reușit să schimb mașina de la criminalist, că nu mai vine smurdu. Vine medicina legală, uitați, am pus acum skin nou. Mulțumită prietenului meu Nic, care m-a sfătuit să o pun. Uitați ce fel arată. Și el se întreba cum o să arate. Uite aici. Cam așa arată. Foarte fain arată. Fain, rău. Bag o pătânsă aici și... Așa și mai aveți unul aici. La ăsta cred că avea ceva la el. Hai să-l... Dar parcă l-am percheziționat, a? Da, că avea pastilele alea. Mamă, dar ce fel arată aici, zici că e cam filme, cam filme. Cu sânge, așa ni. Da. Dumneavoastră... Dai, am observat eu și-al. Backup needed in Little Soul. De fapt... nu știam ce s-aude așa. Luați-l pe dânsul de aici. Assistance required and Little Soul. Băieți, duceți-l pe domnul la secție, că nu mai stăm acum cu el să-i facem actele aici. Duceți-l la secție. O să ne spună despre colegul lui ce s-a întâmplat, cum, ce fel. Facem ancheta la secție, să verificăm totuși mașina. Nu. Target vehicle license plate 28 Henry Edward. Asta pleacă, a lăsat-o paia pe drum. Traffic violation. Approach with caution. Expired insurance, bă. Metamfetamină, mamă. Ioi, n-am vrut. Tow truck, assistance required, and Little Soul. A plecat și l-a lăsat pe ăsta pe drumuri. Pune orice teau ăsta, mă surprinde chiar și pe mine. A venit și mașina. Așa, bun. Nonii, bă, ce fel arată, cu sânge tot așa. Așa, să ne întoarcem la patrula noastră. Nu mă așteptam ca pentru o simplă oprire pentru... Au, dar a rămas sânge acolo. De la o simplă oprire pentru neoane sub mașină și așa... un comportament mai ciudat în trafic, să ajungem să ne împușcăm cu ăștia. Ce claxonezi, băi? Alo, doamna, dar nu vedeți că e cam roșu așa, olec? Alo, doamna, rămâneți pe loc, vă rog. Rămâi pe loc, babet. Nu vedeți că e roșu? Oh, stai că m-am blocat în mașină. Mai fricem și oameni. Alo? Bună ziua, agent moldovan de la Brigada Rutieră, Poliția Los Santos. Nu vedeți că este un pic cam roșu, așa, pă... Nu vedeți că s-a făcut roșu pe trecere de pieton, dar se m-a fost dumneavoastră încă treceați așa, zici că erați pe bulevard. Vă rog să-mi mânați cartea dumneavoastră de identitate. Thanks. Jamil Simpson. Doamnă,
Văd că sunteți mai în vârstă, dar rugămintea noastră este de acum să vă asigurați atunci când treceți pe trecere de pietoni, mai ales la cele semaforizate, să fiți atentă la semafor. Dacă s-a făcut roșu, ori încercați să vă grăbiți într-un fel, ori dacă vedeți că este roșu, nu mai treceți. Pentru că riscați să fiți accidentată, poate un auto, poate un conducător nu vă observă, poate să uită în altă parte. Deci, pentru siguranța dumneavoastră, vă rog data viitoare să vă grăbiți pe trecere de pietoni atunci când se face roșu. O zi bună vă doresc. Na, las. Nu mă beniați. M-am lăsat în pace în un avertisment verbal, pentru că n-aș așa în vârstă unei să-i mai dau amendă, că e pensia mică. Hai, Andrei. Păi mașină odată. Ah, ce fel arată mașina asta? A început să întunici. Băieții ăștia ce fac aici? Ha? Mașina asta e lăsată așa, abandonată toată. Ba, dacă te treaba am din prima, așa. Dar ce cu mașina asta? Ori o fi rămas de când s-au tras focurile de armă și s-a speriat conducătorul auto și a plecat, a fugit și nu s-a mai... Nu s-a mai întors. Ia să vedem cu ei mașina, na, poate. Target vehicle license plate. Expired 89er John Robert 155. A traffic violation. Approach with caution. Assistance required. Little soul. Înștiință în persoana că mașina se află la secție. Nu putem să lăsăm mașinile așa în trafic. Doamne ferește! Ah, ce fain să vede. În sfârșit am terminat. Să-i dăm bătaie, să vedem. A început tura asta foarte bine. Băieți, cum patrula mea așa, mă gândeam la o chestie. Voi ce părere aveți? Sau cum v-ar plăcea? Când fac un episod de LSPD FR, să las o singură oră, gen să fie episod de zi, episod de noapte, sau vreți să parcurg așa într-un episod, să zic că să avem două apeluri pe zi, după aceea să se facă și noapte pe parcursul clipului. Să-mi lăsați în comentarii părerea voastră. Vreți să fac episoade speciale pentru zi, episoade pe noapte sau așa, de-astea amestecate? Adică să începem seara și să terminăm dimineața, de exemplu. Sau să începem ziua și să terminăm seara. Să lăsați în comentarii cum ați dori. Ne deplasăm la o solicitare a unui coleg. A tras pe cineva pe dreapta și solicită ajutor. Deci ne deplasăm acolo de urgență. Nu se știe ce se poate întâmpla. Dacă ne-a solicitat sprijinul, posibil să fie ceva grav sau poate nu. Trage pe dreapta, mă, nenorocitule. Dar unde este? Aici, în parcarea asta. Unde-i mă ăla? Aici. Dar ce s-a întâmplat?
Băi! Stai, stai, coboară din mașină! Jos din mașină! Culcat! Culcat, 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 culcat cu pața jos! Bă, dar... ce-a pățit colegul? Las cu arestezi-o, băieți. Attention all units. Suspect arrested in Puerto del Sol. Return to patrol. Bă, dar ce-a tăprat cu colegul nostru? Baza, am nevoie de un echipaj la smurt, urgent, aici avem un... Avem un coleg căzut. N-am înțeles cum, așa a căzut deodată, ce a făcut? L-am pușcat, ce a făcut? Ce ai făcut tu? Nenorocit-o. Hai să vină. Hai băiți, hai, unde vă duceți, băi? Iau. Băieți, dați-i voi în spate, faceți loc la ambulanță. Ce fac, mă, cretinii ăia? Mă, o dată. Sunteți bătuți în cap. Da, să nu vă grăbiți. Mergeți așa, în dorul Leli. Hai, mă, fă-i ceva în gâtul, mă. Only God can save this one. Ce-ați pățit, mă, băi? Încerca să furi mașina. Hai pe loc, poliția! Asta-mi place în jocul ăsta, cu vreo activitate. Chiar dacă ești la o speță. Stai pe loc! Stai pe loc, nenorocito, care vrei să spargi mașini, să le furi. Oprește-te! Hai, bă, pun-i piedică. Bravo! Da, stai o dată! Pe loc, în grișania, mă, te crezi că stau să alerg după tine? Stai pe loc! Își, gata, mă! Hai, pe loc! Gri! Attention all units, threat neutralized, and Puerto del Sol. Stand down, return to patrol. What am I seeing? Yeah, they check. Yeah, n-ați văzut nimic, nu? No! Ridic-te așa. Scuze, colegul, m-a luat valul. N-am vrut să dau în tine. Lasă-l, bă, nu-l mai iută, mă. Am vrut să dau un javret asta. Colegul, stai tu cu ea aici. Eu trebuie să mă întorc la speta pentru care am venit aici, normal. Hai, mă, vine Andrei! Hai, odată! Na, că n-a dispărut. Da, o văd pe hartă acolo că n-a dispărut. Fugi, dă-i viteză, Andrei. Bun, dar nu știu ce... L-au reușit așa să-l salvezi, pă. Coleg, n-a reușit. Ba, da, bine că n-a dispărut. Mașina n-a dispărut nimic de aici. N-a dispărut nici...
Doamna? Cine sunteți? Ana Montana? Ana Green. Aveți ceva asupra dumneavoastră, doamna Hana? Heroină. În mașină ce aveți? Chiar pe spray. Da, bun, o să luăm mașina, să o ducem la secție. Așa. Chiamă și pentru dumneavoastră o mașină. Să vă ducă și pe dumneavoastră la secție și o să continuăm acolo investigațiile. Așa. Nu s-a putea fără să vă loviți voi o leacă. Hai, colega, hai. Bă, dar unde e mașina lui ăla? Bă, ăla e pierdut mașina. You fucker! Auzi că you fucker. Colega, dă-o la secție și venim și noi. Hai, Andrei. Bă, dar ce se întâmplă astăzi, bă? Numai cazuri peste cazuri. De la o speță trecem la alta. Auto și pe asta cu mașina lui. Platforma lui. Da. Astăzi e o zi plină, aparent. Și avem și o persoană care refuză să oprească la semnalele polițiștilor. E pe autostradă. Uitați-l acolo. Nu s-a transmis pe în stație că a încercat un coleg să-l oprească și a refuzat. Nu vede, poate noi reușim să-l oprim într-un fel sau altul. Trage pe dreapta! Poliția, trage pe dreapta! Trage-vă pe dreapta, n-auzi! O, s-a nevoie mai multe... O, s-a nevoie de mai multe ajutoare. Assistance required on Del Perro Freeway. Nu pe contrasens, colegul. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Trage pe dreapta. Target last seen heading west on Del Perro Freeway. Încercăm cu un spice. Backup needed. 4, 6, Edward, King, 5, 7, 2. A făcut la dreapta. Trage pe dreapta, oprește-te. Target reported heading east and Pacific Bluff. Adam 4, copy. Trage pe dreapta, mă, n-auzi. We have a visual. Mai am nevoie de ajutoare dacă mă aude cineva. Target spotted heading north, doing 60 miles per hour. Hop. Oprește mașina. Așa, jos. Hai jos, mașina, coboară. Încerca să mă calce. All units, suspect taken down in Sigur. Pacific Bluff. All units stand down. Ai mort. Ai grijă, Alex. Așa. Ai grijă că să trag mașina la o parte, să opresc sirena. Să dau mai așa o leacă, să eliberăm traficul. Ce nervos e colegul. Să chemăm un echipaj de la ambulanță.
Sunteți bine, domnul? Unde vă grăbiți așa? Fiți mai atent, vă rog. Dă-te la biserică. Spovedește-te. Acum s-a găsit și ăsta cu camionul lui să treacă pe aici. Hai că-ți fac loc acum. O, tot pe ăsta cu motocicleta pe aici, frate. Bă, dar opriți-vă, bă, frate, odată. Aici, băiți, la colegul a încercat să dea peste mine și am folosit muniția, gloanțele. Nu mai poate să-l salvezi pe ăsta niciodată. Nu, cum să bă, să-mi vie asta. Just a shame. Mi-am tras în cap. Păi și nu-l luas la secție, la asta, la... Wait up! Stați așa că vreau să încerc ceva pentru prima oară. Ambulance. Assistance este... required in Pacific Bluff. Nu știu care dintre ele este un plugin pe care l-am instalat și când chemi ambulanța, îl ia și îl duci la spital în cazul în care îi accidentat sau în stare grav sau împușcat cum a fost aia acum. Dar nu știu care plugin este. Vedem, poate e ăsta. Ok, oricum să chemăm și un tow truck să ia dubă, să ia mașina de aici. Ia să vedem, da, ăsta este. Au deschis ușile alea în spate, o să-l pună pe targă și le-aș îl duce la secție, la ambulanță, la spital. Yep. Reținut. Duceți-l la spital, băieți, a fost împușcat în cap de câteva ori, dar mă mir cum de încă mai trăiești, acum n-am, nu știu. Așa, vedeți-l ia și-l bagă în spate acolo. Îl bagă în ambulanță și-l duce bine. Na, nu apare în ambulanță, îl ia și-l duce. Colegul nu mai am nevoie de tine. O să te duci înapoi la secție. Oh, ce zi. Fă-mă loc la ambulanță să treacă. Ah, păi a fost o zi foarte agitată astăzi. Am început-o și am sfârșit-o la fel de periculos. Bun, băieți, cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Puteți să lăsați în comentarii cu ce mașină vreți să fac episodul următor. Cu Duster-ul, cu Logan-ul, cu... Dacă v-a plăcut cu Passat-ul, pot să mai fac cu Passat-ul, cu BMW-ul. Să-mi lăsați în comentarii cam cu ce ați dori să mai fac. Sau dacă aveți alte sugestii pentru mine, eu sunt dispus să vă ascult. Dacă aveți alte dorințe sau dacă vreți să fac și alte jocuri, să-mi lăsați în comentarii și eu o să mă conformez. Așa că până data viitoare, dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe. Știți voi ce aveți de făcut. Și până data viitoare, stați în siguranță.